Bună ziua, sunt Valeria Capra și vă prezint știrile Pro TV. Iată care sunt cele mai importante subiecte. Incendiul care a cuprins aseară pădurea de la periferia orașului Cahul a fost stins după mai multe ore de luptă cu flăcările. Peste 14 hectare de vegetație a fost distrusă. Din cauza caniculei a crescut consumul de energie, iar Energocom îndeamnă cetățenii să folosească rațional lumina, în timp ce primăria Chișinău le cere orășenilor să economisească apa de la robinete. O familie de moldoveni, tata, mama și fiica lor de 12 ani a fost implicată într-un accident produs la Iași în timp ce se întorcea de la mare din România și se află în stare gravă. Incendiul masiv din pădurea de la periferia orașului Cahul a fost stins. Pompierii au luptat cu flăcările până târziu în noapte. Peste 14 hectare de vegetație a fost distrusă de ardere. În total, în ultimele 24 de ore, în întreaga țară, peste 120 de hectare de teren au fost mistuite de flăcări. Așa arată acum pădurea de la periferia orașului Cahul, care ieri a fost mistuită de flăcări. Pompierii anunță că focul a nimicit circa 10 hectare de pădure din suprafața totală de 150 de hectare. În total, în misiunea de lichidare a incendiului forestier au fost implicați 51 de salvatori din cadrul inspectoratului cu 15 unități de tehnică și 50 de angajați cu 8 unități de tehnică din partea autorităților publice locale. La locul incendiului au venit și mai mulți localnici care au încercat cu propriile forțe să stingă flăcările puternice. După aproape 5 ore, focul a fost stins. Totodată, pompierii anunță că în incendiul de lângă localitățile Bucuria și Trifești Noi, izbucnit ieri dimineață la Cahul, au ars 4 hectare de vegetație uscată și fâșie forestieră. Tot ieri, 80 de hectare de teren și vegetație uscată au fost distruse de foc în satul Lunga, raionul Florești, în apropierea aeroportului Mărculești. Apelul la serviciul 112 a fost recepționat la ora 15:34. Conform datelor înregistrate, arderea a afectat iarbă uscată și se răspândea cu repeziciune spre teritoriul aeroportului Mărculești. Pentru stingerea flăcărilor au fost trimise 8 echipe de pompieri, dar și angajați ai forțelor armate cu o autospecială. Am văzut fum și am fost la fața locului. Și cum vi s-a părut suprafața? E mare. Să nu intervenit pompierii, aveți fi mai probleme. De aici o arsă iarba, s-a aprins. O arsă până la uca de noapte, a stâns. Vedeam și astăzi fum de acolo. Ies fum și am uiat, dar seara la ora 3, o seara sunat la 112 și a venit și a scos, asta a stâns băieți foc. Astfel, în urma incendiului, din cele 80 de hectare compromise, 40 sunt de pe teritoriul aeroportului și 5 hectare de gunoi. În ultimele 24 de ore, IGSU a înregistrat peste 30 de incendii de vegetație în mai multe raioane, printre care Cimișlia, Nisporeni, Călăraș, Soroca și Ștefan Vodă. Potrivit pompierilor, în condiții de temperaturi ridicate și umiditate redusă, riscul izbucnirii focarelor este mai mare. Astfel, cetățenii sunt îndemnați să nu dea foc vegetației uscate, miriștii sau gunoiului, dar și să nu arunce mucuri de țigări, chibrituri sau alte obiecte aprinse. O familie de moldoveni, mama, tata și fiica lor de 13 ani a fost rănită după ce a fost implicat într-un accident rutier la Iași. Potrivit presei de peste Prut, în timp ce se întorcea de la mare, șoferul ar fi adormit la volan și a intrat cu autoturismul într-un cap de pod. Toți trei au fost transportați la Chișinău prin intermediul serviciului SMURD de la Iași și se află în stare gravă. Un băiețel de 3 ani care de asemenea se afla în mașină a scăpat nevătămat. Potrivit presei din România, accidentul s-a produs duminică noaptea în satul Bordea. Familia se întorcea în Moldova după ce a fost în vacanță la mare. În mașină se afla tatăl, mama și doi copii în vârstă de 13 ani și respectiv 3 ani. Adolescenta a fost transportată în stare gravă la Institutul Mamei și Copilului din capitală prin intermediul serviciului SMURD. Aceasta a fost supusă unei intervenții chirurgicale. La momentul internării, aceasta prezenta politraumatism, o fractură de femur. Pacienta se află în prezent în secția de reanimare chirurgicală, fiind în stare gravă, dar stabilă.
sub supraveghere medicală. Șoferul și soția sa au fost transportați la fel cu ajutorul SMURD-ului la Institutul de Medicină Urgentă din Chișinău. Pacientul se află internat în secție chirurgie toracică în stare gravă, dar stabilă, iar pacienta se află internată în secția terapie intensivă în stare extrem de gravă. Familia este originară din orașul Fălești. Primarul din localitate a venit cu un apel pe rețelele de socializare către oameni pentru a ajuta financiar familia. Am solicitat să fie o mobilitate a cetățenilor. Familia nu este într-o situație financiară destul de bună. Cred că ar fi corect ca locuitorii orașului să fim uniți și să contribuim la un spirit civic de a contribui financiar pentru a putea salva viețile acestor oameni. Copilul de 3 ani nu s-a ales cu răni grave și se află acum în grija rudelor. Ne așteaptă încă o zi de foc cu temperaturi de 40 de grade la umbră. Pentru cei care locuiesc în blocurile din oraș, aceste maxime s-au transformat într-un coșmar. E insuportabil, dar asta e viața și situația. Nu cred că numai la noi, că chiar și mai jos. Dar iată, avem jaluziele și la balcon. Mai irisim. În apartamentele fără aer condiționat, aproape că nu se mai poate respira. Cum arată o zi de caniculă la bloc, dar și cum va fi vremea în următoarele zile, vă spunem în jurnal. În căutare de răcoare în timpul caniculei, oamenii au asaltat magazinele de electrocasnice, aparatele de aer condiționat și ventilatoarele sunt cele mai căutate în această perioadă. Comercianții spun că li se cam epuizează stocurile și se așteaptă în perioada următoare la vânzări și mai mari, deoarece suntem abia la mijlocul verii. Canicula a crescut semnificativ vânzările ventilatoarelor și aparatelor de aer condiționat. Toropiți de zăpușeala din apartamente, locuitorii din Bălți au băgat mâna în buzunare ca să cumpere aparatele care să le facă viața mai ușoară în zilele caniculare. Ventilator, это единственное. Все остальное просто вот так вот лежим и умираем по чуть-чуть. Правда, потому что очень тяжело. Вентилятор покупали сейчас? Да, покупали, кстати, из-за жары, потому что, ну, впервые, мне кажется, такое, что в Молдове, в Бельцах именно такая жара. А мы фост аша вере, аша колдроса? Ну, ну фост. Все-таки вентилятор. Очень жарко, невыносимо, и кондиционера дома нет в съемной квартире, поэтому только вентилятор и вода. Comercianții spun că în aceste zile caniculare au crescut semnificativ vânzările aparatelor de aer condiționat, astfel că se tem că vor rămâne fără stocuri. Este foarte dificil cu stocurile la aparatele de aer condiționat, din cât cunoaștem și de la partenerii noștri. Stocurile se epuizează, cererea este foarte ridicată, încercăm să facem față cererii care este pe piață până când ne reușește, însă, după cum vedem, încet, încet încep a apărea probleme cu stocurile. Odată cu dorința mai mare de cumpărare pentru aparatele de aer condiționat, a crescut și diversitatea. Prețurile acestora nu s-au schimbat, dau asigurări administratorii de magazine. Prețurile variază în dependență de model, producător și putere. Prețurile practic încep de la 6.500 și pot ajunge până la 27.000, iarăși după cum am spus, după putere, pentru că sunt utilaje care pot prelucra o suprafață de 15-20 de metri pătrați, sunt utilaje care pot prelucra o suprafață de 70-80 de metri pătrați. Cei care locuiesc în case la sol spun că suportă canicula mai ușor. У нас дом на земле и прохладно. Ну, все равно жарко. Жарко, очень жарко, но ничего, я терплю. Пожилым людям очень тяжело. Вот я работаю у бабушки, спать не может всю ночь. Вентилятор, кондиционер, ничего, потому что возраст и заболеет. Consumatorii trebuie să țină cont de anumite aspecte atunci când vine vorba de utilizarea aparatelor de aer condiționat, spun experții. De exemplu, nu este recomandat ca aparatul să funcționeze la cea mai joasă treaptă. Diferența dintre temperatura setată la aerul condiționat și temperatura de afară trebuie să fie între 5 și 7 grade. Dacă diferențele sunt mai mari, riscăm să avem o senzație de amețeală și putem ajunge chiar la pierderea cunoștinței atunci când ieșim afară, spun medicii. Atunci când temperaturile depășesc 35 de grade, temperatura optimă la care este bine să stăm este undeva între 18 și 22 de grade. Temperaturile extreme au dus la creșterea consumului de energie electrică. Potrivit Energocom, cea mai mare cerere este înregistrată în orele de vârf 20-21 și noaptea când sunt conectate aparatele de aer condiționat. Pentru a asigura securitatea energetică a țării, Energocom anunță că va achiziționa surplusul necesar de pe Bursa Română, precizând însă că în România se atestă o cerere în creștere de electricitate și prețuri record. Totodată, din cauza bombardării sistemului electroenergetic al Ucrainei, există o cerere mare din partea companiilor ucrainene de a face
importuri de energie din România seara și noaptea. Astfel, moldovenii sunt îndemnați să consume rațional energia electrică. De exemplu, să pornească electrocasnicele de care nu au neapărat nevoie, precum mașina de spălat la prânz, nu seara, când consumul este cel mai mare. Locuitorii capitalei sunt îndemnați să folosească rațional resursele de apă. În contextul codului roșu de caniculă, utilizatorii casnici sunt îndemnați să nu folosească masiv apa de la robinet pentru irigarea culturilor agricole, a gazonului sau a plantelor din gospodăria proprie. Totodată, Primăria Chișinău informează că în prezent aprovizionarea consumatorilor este asigurată la parametri stabili și nu există riscuri privind alimentarea cu apă. Suntem în a cincea zi de cod roșu de caniculă și urmează încă una. În capitală au fost azi 39 de grade la umbră. Pentru cei care locuiesc la bloc, aceste temperaturi s-au transformat într-un adevărat coșmar. În apartamentele fără aer condiționat, aproape că nu se mai poate respira, astfel că locatarii, mai ales bătrânii, improvizionează diverse metode pentru a se răcuri. Oamenii care trăiesc la ultimele etaje ale blocurilor din capitală se confruntă cu o provocare majoră pe caniculă. Acoperișurile, mai ales cele neizolate corespunzător, se încing la maxim și apartamentele se transformă în adevărate saune, lucru pe care ni-l confirmă și Aurica, o femeie care locuiește la etajul 10. Noi suntem la etajul 10, greu, dar ne descurcăm. Cum avem aer condiționat, ziua tragem jaluzelele, ferestrele sunt acoperite, străim ușile să fie parcursul zilei închise, geamurile închise. Domnul Dumitru nu are aparat de aer condiționat, așa că se descurcă cu alte metode. A acoperit geamurile cu folii de aluminiu care reflectă lumina. Am avut un aparat care era condiționat aerul într-un fel, dar nu-l folosim. Ajunge ceea ce am pus perderile astea din teflon, așa, o periculă la ferestre și atât. Potrivit experților, folia de aluminiu pusă la geam reduce cu până la 80% căldura din apartamentele unde soarele bate direct în ferestre. Fiecare încearcă așa cum poate să împiedice soarele să le transforme locuința într-un cuptor. E insuportabil, dar asta e viața și situația. Nu cred că numai la noi, că chiar și mai jos, dar iată, avem jaluziele și la balcon. Mai irisim. Oamenii mai folosesc și alte metode pentru a se răcuri. Punem un ștergar rece aici cu așa mai umed și eu și nepoțica și o leacă nu transpirăm, dar e foarte cald. Doamna Anastasia a instalat și un termometru pentru a monitoriza temperaturile extreme. Avem termometru și la balcon și acum arată 39 de grade. Codul roșu de caniculă se va menține și mâine, după care mercurul din termometre va începe să coboare treptat, astfel că pentru joi meteorologii prognozează maxime de 34 de grade la Chișinău și averse puternice. Va ploua și în nord, unde se așteaptă temperaturi de 31 de grade. În sud vor fi 36 de grade și nu vor cădea precipitații. Weekendul vine cu cer senin și temperaturi care vor oscila între 30 și 35 de grade. S-au format cozi la colegiile din capitală, unde ieri a început procesul de admitere. Viitorii studenți au venit cu noaptea în cap pentru a prinde rând. Dar și nici nu ia dreptul aici, pățiți de administrație, ne spun. Ies să ne muriască, noi venim de la 18 km. Unii tineri spun că au venit de la 1 noaptea pentru a fi mai în față și a reușit să depună dosarul pentru admitere. Revenim cu un reportaj în jurnal. Caz revoltător la Călăraș, un felcer de pe ambulanță și șoferul autospecialei au ajuns la spital după ce au fost bătuți de un bărbat care a solicitat echipajul. Poliția a înregistrat cazul și a identificat făptașul. Acesta riscă amendă. Totul s-a întâmplat în noaptea de 14 spre 15 iulie în satul Nișcan din Călăraș și după ce un bărbat a sunat la 112. Echipa de asistență medicală urgentă a ajuns în 9 minute la adresa indicată lângă un izvor. Ne-a depistat doi bărbați în stare de ebrietate. La întrebarea ce s-a întâmplat, felcerul echipei a fost agresat de către solicitant, iar la cererea de a-ți urca în ambulanță, pentru examinare a fost lovit cu pumnii și picioarele la cap. În ajutor a ieșit conducătorul autoambulanței, care a fost lovit la cap și a aruncat într-un
există o șansă. După asta, făptașul a fugit, iar felcerul a sunat la poliție. Ulterior, membrii echipei de pe ambulanță au fost preluați de urgență de colegii lor și internați la spitalul din Călăraș cu diverse traumatisme. Felcerul de la CNAMUP a fost internat în secție terapie cu un traumatism cran cerebral închis cu moș cerebrală, contuzie țesclor moia cranului facial. La moment, starea lui este de gravitate medie. Șoferul nu a fost internat, a fost examinat în cadrul secției de internare a spitalului nostru, unde s-a determinat contuzie țesclor moia în regiunea feței. El primește tratament sub supraveghere ambulatorie a medicului de familie. Poliția a înregistrat cazul și a identificat făptașul, care este un bărbat din satul Nicoreni. Acesta se va alege cu o amendă, mărimea căreia va fi stabilită în funcție de gravitatea leziunilor acordate. Nu este pentru prima dată când medicii de pe ambulanță sunt agresați fizic și moral de pacienții care solicită ajutorul acestora. Ultima dată un echipaj de medici pe ambulanță a fost agresat în localitatea Cornești în luna mai. Anul trecut au fost înregistrate peste 200 de cazuri de agresiune verbală și fizică în privința echipajelor medicale de urgență. În anul 2022 cifra a fost puțin mai mică. Un șofer de 58 de ani a fost prins conducând cu aproape 200 de km pe oră în apropiere de Cojușna, raionul Strășeni. Viteza a fost fixată de radarele poliției, care anunță că vitezomanul, care și-a pus în pericol propria viață și siguranța altor șoferi, va primi o amendă de până la 5.000 de lei și ar putea rămâne fără permis pe un termen de până la 90 de zile. În acest weekend, peste 2.000 de conducători auto au fost sancționați pentru depășirea limitei de viteză, care este una dintre principalele cauze ale accidentelor rutiere. De la începutul anului, 44 de oameni au murit, iar peste 370 au fost răniți în urma accidentelor produse din cauza vitezei excesive. A început admiterea la colegii, școli profesionale și centre de excelență, așa că de dimineață s-au format cozi la instituțiile de învățământ. Cele mai mari au fost la Colegiul de Medicină, acolo unde vor învăța viitorii medici. În acest an, pentru învățământul profesional tehnic, au fost alocate 12.000 de locuri bugetare. De dimineață, în curtea Colegiului de Medicină era mare învălmășeală. Viitorii studenți spun că au prins rând de la orele 1-2 noaptea. Dar și ne rămânează regulile aici, pățiți administrația, ne spun... Iese să ne murească, noi venim de la 18 km. Printre absolvenți era și Valeria. Tânăra a venit de la Rezina și spune că a stat sub ușa Colegiului de la ora 1 noaptea. Ca să-mi place, asta vreau să fac. Aștept mai repede să vină timpul meu să mă văd intrat la colegiu. Sper că vor fi interesanți, dar totuși responsabili, pentru că este foarte mult de învățat. Andriana se vede un specialist dedicat, iar astăzi, la depunerea actelor, a venit însoțită de mama sa. Îmi place foarte mult, doresc să devin un asistent medical sau să îndeplinesc visul. Nu sunt pregătită, dar masterul, ca să mă pregătesc, aș dori mult să văd fiica un asistent medical. Ești dorește foarte mult. Și viitorii profesori au stat astăzi la coadă pentru a depune dosarele pentru admitere. Vreau să aplic la specialitatea de învățământ clasă primare. Sper să fie cât mai buni, să-mi găsesc prieteni noi, să-mi creez amintiri, experiențe. La școlile profesionale însă bătea vântul. Printre puținii absolvenți am întâlnit-o pe Maria, care spune că abia așteaptă să înceapă anul de studii. Eu am ales brutar. Vreau mai repede să termin, să am și eu o profesie. Și am ales școala pentru că am învățat fratele meu și a zis că este foarte bine. Potrivit datelor oferite de Ministerul Educației, anul acesta pentru învățământul profesional tehnic au fost alocate 12.000 de locuri bugetare și circa 7.000 de locuri cu achitarea taxei de studii. Admiterea la colegii și la centre de excelență are loc în două etape și se va încheia pe data de 21 august. Dina Munteanu, reporter Pro TV. Cei 20 de pompieri moldoveni au ajuns în Grecia pentru a putea ajuta la stingerea incendiilor de vegetație. Aceștia se află la baza de operații din orașul Neamakri. Timp de 2 săptămâni, prin coordonare cu responsabilii din Grecia, pompierii vor fi implicați în activități de lichidare a incendiilor de vegetație de acolo. Ulterior, aceștia vor fi înlocuiți de alți 20 de pompieri moldoveni care vor pleca în luna august în Republica Elena. Este pentru a treia oară când țara noastră detașează salvatori în Grecia. În 2021, 25 de pompieri de la noi au mers pe insula Evia, care a fost practic mistuită de flăcări.
Este a doua zi la rând, când aproape toată România se află sub cod roșu de caniculă. Aerul fierbe la peste 40 de grade Celsius la umbră, iar meteorologii vorbesc despre temperaturi record în plin soare. Aerul este fierbinte și în Bosnia și Herțegovina. Serviciul de urgență din Ungaria primește peste 4.000 de apeluri pe zi de la oamenii cu insolație sau alte probleme din cauza temperaturilor ridicate. Între timp, în Grecia au izbucnit circa 50 de noi focare de incendii doar în ultimele 24 de ore. Canicula se intensifică în România. Cel mai fierbinte și lung val de caniculă a adus 41 de grade la umbră. În unele zone, temperatura resimțită a ajuns la 44 de grade. În dispeceratele 112, telefoanele sună în continuu. 112, ce urgență aveți? Persoana este conștientă, vorbește, reacționează? S-au înregistrat aproape 100 de mii de cereri de ajutor, dintre care jumătate urgențe medicale. Situații în care nu pot respira, au probleme respiratorii severe, persoane căzute în locuri publice sau persoane care acuză diferite afecțiuni medicale. Cu toate că medicii insistă ca oamenii să rămână în locuințe pe timpul zilei când soarele arde cu putere, unii ignoră pericolul. Acest bărbat a plecat de acasă și la prânz a căzut epuizat sub un copac. Și acum stăm. V-ați pus aici sub copac? Da. Să vedem să se mai lase căldurica. Soarele arzător a aprins și câmpuri întregi de vegetație uscată. În ultimele două zile, pompierii români s-au luptat cu peste 1400 de focare. O pădure arde și în apropiere de un hotel din Ialta, de pe coasta de sud a Crimeei. În ultimele 24 de ore au izbucnit 47 de noi incendii și în Grecia. Autoritățile elene spun că cele mai multe focare sunt în nordul țării. Nu se anunță vreme mai rece nici în Bosnia și Herțegovina. Acolo, mercurul în termometre a urcat și la aproximativ 40 de grade Celsius. Cel mai căutat loc acum este umbra, iar din accesorii oamenii nu ies afară fără ochelare de soare, pălării și multă apă. Păi, tu complet oprema full. Din cauza caniculei, serviciul de urgență din Ungaria este supra-solicitat de apeluri de la oameni care au nevoie de ajutor. Medicii sunt alertați în principal pentru boli mai simple, dar există și multe cazuri grave, cum ar fi atacurile de cord. Unele zone ale Serbiei, inclusiv părți ale capitalei Belgrad, au probleme cu aprovizionarea cu apă de câteva zile în contextul temperaturilor caniculare. Un autocar cu 52 de pasageri la bord, marea majoritate dintre ei cetățeni ucraineni, a luat foc în România. Șoferul și pasagerii au reușit să se autoevacueze la timp. De la ce a izbucnit incendiul, vă spunem în jurnal. Atacul unei drone ucrainene a declanșat dimineața un incendiu la o fabrică din regiunea Kursk, a anunțat un oficial rus. Alte lovituri au fost și asupra unei localități din Belgorod. În regiunea Harkov, o femeie și un bărbat au fost răniți când Rusia a lovit districtul Kupiansk cu puțin timp înainte de miezul nopții. În ultima zi, 16 persoane au fost rănite în urma atacurilor Rusiei împotriva Ucrainei. Așa arăta dimineața fabrica ce produce dispozitive și componente electrice din orașul Korenevo din regiunea rusă Kursk. Din imagini se văd flăcări uriașe care mistuie clădirea. Guvernatorul rus spune că incendiul a fost declanșat de o dronă ucraineană. Alte lovituri au fost și asupra regiunii Belgorod în Shebekino. Localnicii au publicat filmulețe video în care se aud drone și se văd distrugeri după ce rămășițele acestora au căzut. Ministerul rus al apărării a declarat că sistemele de apărare aeriană au distrus 13 drone ucrainene peste noapte, inclusiv o dronă deasupra regiunii Kursk. Aseară, 5 clădiri au luat foc în Kherson după ce rușii au lovit masiv regiunea. Pe frontul din Harkov, mai exact în Volceansk, luptele sunt extrem de dificile. Pe rețelele sociale au apărut noi imagini cu orașul în ruine, iar un soldat rus a publicat o înregistrare în care plânge și spune că 10 militari ruși au murit atunci când se retrăgeau. Vibrăliți, nu все, ноги, и 46-30 человек я вывел, братья многие легли, 200-300, сам 300.
Простите, простите. Între timp, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat ieri într-o conferință de presă că pregătește un nou plan de pace și că Rusia ar trebui să fie reprezentată la un al doilea summit care ar urma să aibă loc în noiembrie. Ставив завдання, щоб в листопаді у нас був повністю готовий план. І вважаю, що представники Росії повинні бути на другому саміті. Kremlinul a reacționat ironic la spusele lui Zelensky, afirmând că înainte de a participa la o astfel de întâlnire, ar trebui măcar să înțeleagă ce vrea să spună. Anterior, un adjunct al ministrului de externe rus a declarat că Moscova nu va participa la un eventual summit de pace. Ucraina a găzduit delegații din 92 de țări la primul summit din Elveția de luna trecută. Omotan a scăpat viu la limită din atacul cu rachete care a vizat săptămâna trecută Kievul. Salvatorii l-au găsit la finalul celei de-a doua zi de căutări, când se pregăteau să declare misiunea încheiată. Felin a suferit mai multe răni în timpul bombardamentului, dar acum totul este bine și se află la o clinică veterinară din capitala ucraineană. Medicii speră că familia unde acesta trăia a supraviețuit și îl va lua acasă. Abia mai respira printre dărâmături la nivelul subsolului. Așa l-au găsit salvatorii pe acest motan din Kiev la sfârșitul a două zile de căutări printre dărâmături. Виявили під завалом кота з ознаками контузії. Наша бригада виїхала у складі лікаря, фельдшера і ловця. De obicei, după atacuri masive, pe lângă salvatori, la fața locului sunt prezenți și apărătorii animalelor. У нас групи завжди цілодобово чергують і ми зразу виїжджаємо. Acum Felina se află la această clinică veterinară sub supravegherea medicilor. Bietul animal a primit îngrijiri de urgență, întrucât era foarte deshidratat și suferise mai multe contuzii. Și a revenit însă uimitor de repede, așa că a fost vizitat de un jurnalist ucrainean. Tu vitaiși-se? Tu cazi-și privit? Veterinarii spun că este vorba despre un motan care trăia în sânul unei familii pentru că este obișnuit cu oamenii. Prin urmare, speră că stăpânii au supraviețuit atacului și vor veni să-l recupereze. Au fost momente de panică pe podul de la Brăila. Un autocar cu 52 de ucraineni a luat foc în mers. Din fericire, o tragedie a fost evitată la limită, iar toți pasagerii și cei doi șoferi au reușit să se salveze la timp. Imaginile arată autocarul complet carbonizat. Traficul a fost blocat pe parcursul intervenției pompierilor. Pasagerii povestesc că în mers din senin, flăcările violente au ieșit de sub capotă, iar panica s-a instalat rapid. Speriați, turiștii ucraineni au fugit în calea pericolului. Potrivit autorităților, autocarul a luat foc în urma unui scurt circuit la instalație electrică în compartimentul motor. A înnebunit clima, deșertul Atacama din Chile, unul dintre cele mai aride de pe planetă, a fost acoperit de flori. Flori mov și albe au acoperit cel mai arid loc de pe planetă pe mai mulți kilometri după ploile torențiale din ultimele săptămâni. Revenim cu mai multe imagini în jurnal. Roberta Metsola a fost realeasă în funcția de președinte al Parlamentului European cu o majoritate largă. Ea a primit 562 de voturi în favoarea realegerii sale pentru un al doilea mandat de 2 ani și jumătate. De altfel, președintele Maia Sandu a felicitat-o pe Metsola cu această ocazie. Parlamentul European, reînnoit în iunie, s-a reunit azi la Strasburg pentru prima dată și își alege liderii. Votul pentru Ursula von der Leyen va avea loc joi. Roberta Metsola a obținut astăzi un sprijin larg pentru un nou mandat de președinte al Parlamentului European, devenind prima femeie care obține un al doilea mandat în fruntea Parlamentului UE. Metsola a fost aprobată de 562 dintre cei 623 de deputați care au votat. Ea a fost aplaudată și a primit buchete de flori din partea colegilor. Adresându-se adunării Uniunii Europene, Metsola a declarat că Parlamentul ar trebui să continue să fie un susținător puternic al Ucrainei, al statului de drept, și să caute puterea de a propune legislația UE, în condițiile în care, în prezent, doar Comisia Europeană poate propune noi acte legislative ale Uniunii Europene. This last mandate we have learned that the future is anything but predictable. But come what may, I will keep working with all of you to face the tests when they do come.
Parlamentul European, reînnoit în iunie, s-a reunit la Strasburg pentru prima dată și urmează să aleagă liderii sub presiunea unei extreme drepte consolidate, dornică să aibă un cuvânt de spus în dezbateri, în ciuda diviziunilor sale. Numirea celor 14 vicepreședinți, care prezidează sesiunile plenare și administrează voturile și discursurile, se anunță mai complexă, putând avea loc până la 4 runde de vot, în condițiile unor pretenții ferme din partea celor două grupuri majore de extremă dreapta. Partidul Republican l-a nominalizat oficial pe Donald Trump drept candidatul său la președinție pentru scrutinul prezidențial din 5 noiembrie. Anunțul a fost făcut în cadrul Convenției Naționale a Partidului Republican. Trump a apărut în public după atacul din weekend, care l-a vizat având urechea bandajată. El a anunțat că l-a alege pe senatorul de Ohio pentru a fi vicepreședinte în cazul în care va câștiga alegerile. Donald Trump și-a făcut o intrare triumfală în prima seară a Convenției Naționale Republicane, fiind ovaționat de mulțime, la două zile după ce un glonț al unui posibil asasin i-a zgâriat urechea dreaptă. President of the United States, Donald J. Trump. Thank my lucky stars. La scurt timp după ce a fost dat startul evenimentului, Trump a anunțat pe propria rețea de socializare cine îi va fi vicepreședinte în caz de victorie. Este vorba despre senatorul din Ohio. În vârstă de 39 de ani, J.D. Vance, scriitor și fost soldat în Marina Americană, l-a criticat vehement în trecut pe fostul președinte. El spunea că Trump e un Hitler al Americii. Once described himself as a never-Trumper. But when he was running for Senate, Vance later said that he regretted those comments and was a supporter of Trump. Throughout this year's campaign, Vance has appeared on the trail with Trump and in support of him at various events across the country. Joe Biden a reacționat la acest anunț spunând că J.D. Vance este o clonă a lui Trump în ceea ce privește problemele. Alegerea acestuia a amplificat îndoieli că SUA vor continua sprijinul pentru Ucraina dacă fostul președinte se va întoarce la Casa Albă, relatează The New York Times. Vance s-a opus cel mai vocal de blocării de către Congres a ajutorului militar și economic de 60 de miliarde de dolari pentru Ucraina. What a no-fly zone. It sounds nice, like we asked the Russians not to fly planes over Ukraine. What it means in practice is American Marine Corps pilots, Air Force pilots, and Navy pilots getting in dogfights with Russian jets. Which the problem with that is it's not in our vital national interest. Desemnarea lui Donald Trump, candidat oficial în cursa prezidențială, vine la câteva zile după ce a fost ținta unui asasinat. Agenții de la FBI care au reușit să obțină accesul la telefonul atacatorului au mai aflat că acesta era membru al unui club de trageri, iar cu 48 de ore înainte de atac a cumpărat 50 de cartușe, o scară de circa 5 metri și a mers la poligon pentru a se antrena. Pe de altă parte, experții în domeniu, dar și foști agenți au vorbit despre breșe de securitate majore, cum de a intrat în perimetrul de securitate un individ înarmat și cum de nu a fost neutralizat înainte să deschidă focul, sunt doar două dintre întrebările evidente. Fenomen neobișnuit în deșertul Atacama din Chile, unul dintre cele mai aride de pe planetă. Acesta este plin de flori în toiul iernii din emisfera sudică. Plantele mov și albe au acoperit câțiva kilometri peisaj, ce a atras turiști. Când privești aceste imagini, nici nu spui că acesta este un deșert. Și nu unul obișnuit, dar cel mai arid deșert de pe planetă. Florele albe și violete au acoperit până la 4 km, astfel atrăgând mai mulți turiști decât obicei. Encuentro un privilegio encontrarnos con esto y poder disfrutarlo de esta manera, pero con respeto. Sí, es maravilloso la oportunidad de poder pisar este lugar y poder disfrutar de esta belleza en esta época. Semințele și bulbii îndură vremea aspră pentru a da naștere florilor odată la câțiva ani în timpul primăverii. Însă ploile abundente din ultima vreme, atribuite fenomenului meteorologic cunoscut sub numele de El Nino, au condus la o înflorire precoce.
Deși acum este mijlocul iernii în emisfera sudică, experții spun că în această perioadă sunt așteptate mai multe ploi, ceea ce înseamnă că florile s-ar putea răspândi pe o suprafață mai mare. Înflorirea timpurie în deșertul Atacama a avut loc cel mai recent în 2015. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează emisiunea O seară perfectă cu Anișoara Login. Dacă aveți informații și imagini care pot deveni o știre, ne le puteți trimite pe site-ul protv.md, dar și pe Viber, WhatsApp sau Telegram la numărul 079 400 508. Eu vă aștept și la știrile de la ora 20. Pe curând!